numesc Lemnaru Cristian și Ionuț. Sunt din Slatina, am 38 de ani și concurez cu porumbei cred că din 2011 cu performanțele care le am. Cu porumbei am început încă de mic, dar a fost o perioadă în care m-am lăsat, m-am reapucat și eu zic că m-am reapucat cu succes. Categoriile la care joc sunt categoria viteză, demifond, general, fond și mai nou maraton, dar cele mai mari satisfacții le-am avut la viteză, demifond și general. Și cea mai importantă cupă cred că este cea de locul 1 la Dortmund, la categoria demifond. La speed, palmares matur în 2013-2014 locul 1, la demifond palmares crescător 2013-2014 loc 2, la speed matur în 2014 locul 3, viteză palmares crescător 2013-2014 și mai multe cupe naționale, ajungând undeva cred că la vreo 18-19 cupe naționale. La matcă am un număr de 60 de porumbei, asta înseamnă 30 de perechi, viteză demifond general și maraton. Porumbeii de viteză care mi-au adus și rezultatele cele mai mari sunt porumbeii de la Cosmin Olteanu, Simion Emil și acum mai nou am introdus și porumbei de la familia Herbot, Freddy van der Heide și anul trecut am adus un porumbel, zic eu că o să fie un reproducător de bază la categoria mea preferată, de la Peter Jansen. Porumbeii de maraton, am porumbei de la Gerard Van Tuyl, am porumbei de la Kip și Fiu, porumbei de la Overwater, care am și primele rezultate cu ei la categoria maraton, AS Maraton. La compartimentul de zbor am început sau încep în fiecare an undeva la 80-90 de porumbei. Așa la matcă am porumbei de viteză, porumbei de demifond, porumbei de general și porumbei de maraton, mai nou. Îi joc la metoda văduvie, asta știu să fac, nu știu altceva. Împerechez porumbeii undeva la 15 martie, îi las să clocească, să scoată câte un pui. La prima etapă de concurs de viteză îi am pe pui mare și la sosirea etapei îi separ. Și de atunci încep cu văduvia. În sezon nu îi las să vadă decât numai când se întorc de la concurs. Am încercat cu ani în urmă să-i las să vadă și am avut pierderi mari la mascul și nu îi mai las să vadă. Numai când se întorc de la concurs, îi las la concursurile de viteză, îi las până seara undeva la 6-7 după amiaza, iar la zborurile de fond îi las și a doua zi, până a doua zi de fapt. Ca și mâncare folosesc mâncarea de la Versele, cu ea am început și cu ea am făcut rezultatele. Nu zic că nu e bună și altă mâncare, dar cu ea știu să joc, să o folosesc. Folosesc Jerry, Superstar, Champions și Energy. La zborurile mai scurte folosesc primele 3-4 zile folosesc Jerry, după care încep să încarc cu Superstar și ultima zi pun 50% Superstar, 50% Energy, urmând ca în ziua de îmbarcare să dau 100% Energy. Acum, în funcție și de porumbei, cum se întorc de la concurs, încep să-i încarc, cum îi văd că sunt mai trași, mai încărcați, pot să încep cu Superstar și a doua zi. Depinde cum îi văd de încărcați sau de trași.
ca și suplimente folosesc produsele, majoritatea produselor le folosesc de la Romfrid. Ca recuperator în apă folosesc Avifarm și Mum. Iar pe mâncare porumbei la întoarcere primesc, depinde de zbor, primesc Entrobac, primesc K plus K și mai nou folosesc și Immunobooster. Folosesc cel mai mult, folosesc Blitzformul, deci este un produs care așa consider eu că mă ajută foarte mult. Îl folosesc în general miercurea, marțea îl folosesc pe mâncare seara, iar miercurea în apa de băut. Ca și tratamente, încep tratamentele, zic eu, atunci când am încheiat sezonul, le fac o cură de 7-10 zile de tricomonoză și coccidioză ca să mi-i cură, să mi intre în marea năpârlire ok. Iar iarna încep să folosesc un tratament de salmoneloză 10 zile, 14 zile, după care le fac vaccin și la 2 săptămâni, 3 săptămâni în funcție de vreme, încep cu o cură de 10 zile, 14 zile de tricomonoză. În sezon la zburători, înainte de o săptămână de prima etapă oficială, le mai fac cam 7 zile de tricomonoză și respirație. Folosesc Trico 40 de la Geantel și Ornides, le dau în combinație. Iar după primul demifond le fac o cură de 3 zile, cred că 3 zile, 2 zile în funcție de etapa următoare de coccidioză. Urmând ca înainte de primul fund să le fac o cură iar de respirație cu Ornides, 3 zile, pe mâncare. În timpul sezonului nu le administrez în apă. Iarna le pun în apă, așa m-am obișnuit, nu știu dacă o fi bine, dar în timpul sezonului nu le-am pus niciodată în apă, le-am pus numai pe mâncare. Antrenamentele la porumbei, în ziua a doua zi, de fapt, după sosire, niciodată nu le-am dat drumul la porumbei. Am lăsat la întuneric să recupereze. Începând cu a doua zi, nu pot să zbor și femelele și masculii. Zbor femelele dimineața și masculii seara, în funcție de cât pot ei să zboare. O oră jumătate, femelele mai zboară și 2 ore. Urmând ca miercurea și joia, în funcție de cum îmi zboară, dacă îi văd că îmi zboară bine și merg la programul de o oră jumătate, nu îi duc, dar dacă nu îmi zboară mai mult de o oră jumătate, îi duc undeva, miercurea îi duc la 40 de kilometri și joia îi duc undeva la 80 de kilometri aerien. Pui scot cam în jur de 100-120, nu îi prea selectez la mână, că nu prea cunosc la mână, coșul este selecția mea. Îi tratez de tricomonoză 3 zile, le fac vaccinul de Paramyxo. La fix 21 de zile repet vaccinul de Paramyxo și de Adeno. Și cam las în pace până la începerea sezonului cu pui. Vă dați seama că nu pot să-i zbor, n-au un program fix, ori le dau drumul dimineața, ori le dau drumul seara să zboare ei cât vor, zboară o oră jumătate, o oră, nu am o oră fixă la pui. Rezultatele cele mai bune cu maturii le-am avut atunci când am zburat pui și 300-350. Ca și la anul acesta nu prea mi-au mers cine știe ce pui, nu am putut să-i zbor din motive personale, n-am putut să-i zbor, i-am zburat decât
120-150 de kilometri aerieni și s-au cunoscut. Am avut niște pierderi masive la tineret. El este favoritul meu de anul trecut, porumbelul care i-am și pus numele de Cristiano. N-am avut niciodată un mascul foarte bun ca să-i pun, să zic eu așa, numele meu, în paranteză. Este locul 2 național la grupa H, un porumbel, zic eu că foarte, cu braț puternic, este foarte, foarte bun, arată foarte bine, are o aripă deosebită. El este reprodus din masculul original de la Herbot, de la familia Herbot. Mi l-a adus Silviu Tătuț, prietenul meu. Așa, iar maică-sa este scoasă la mine în crescătorie din celebra Dolce Vita și un mascul de la Hendrix, de la Geo Hendrix, de la tatăl și fiul.